una educacia juvenil. L'emissione di un'educazione ha stato un'indicazione per il piacere.
spectatori care doriți să trimiteți mesaje, o puteți face la numărul de telefon afișat pe ecran. După cum v-am obișnuit în emisiunea Educației, Inter.
natural unei meserii de tipul acesta. Da, da. Domnule Anghelescu, a spus toate zările lumii. Nu, chiar. De la aveți pe bunul Dumnezeu. Vă ajutați să ajungeți acolo unde era greu de ajuns. Da, am spus să fie bine.
că și acolo sunt probleme. Toți sunt dar v-am spus. Da. Dar bine că m-ați amintit. Mă rup că și acolo strică o mare să vedem în
mai trecut poporul ăsta. Da. Și mereu au avut răbdare și răbdare. Că în continuare nu avea răbdare. Bine, nici așa vor ce nu ești peste da. Asta fără da. Să facem nimic. Trebuie să urgentăm puțin lucruri într-adevăr. Domnul Anghelescu, da. Vă întreb care credeți după vrea dumneavoastră că a unei persoane. Bunul simț. Și dacă vorbim și pe latura meritocrației pe care multă lume nu decât o asimilează practic cu educația, cu capacitatea intelectuală, emoțională, dobândită sau nativă, practic meritocrația nu înseamnă nimic dacă nu este însoțită de bune intenții și de bun simț. Credeți dumneavoastră că în zilele noastre două
Mare nostru da. Regret. Așa se întâmplă mai ales în țări subdezvoltate. Da.
și oameni dirigente pe doamna Nicolescu Oana. Da. Ce melodie? Ce ne vinte interpreta? Ce melodie? Ce poezie ne vinte cita? Adus
în spatele chiliei, unde începea pădurea și i-a spus: vezi acest vlăstar? Știi ce este? Da, părinte, un puie de brad. Smulge-l. Tânărul l-a scos brăduțul imediat. Mergând mai departe, călugărul s-a oprit lângă o umbră, dus ceva mai înalt. Aproape cât un om. Acum scoate-l pe acesta. Cu pomișor la acela, dar cu puțin efort a reușit până la urmă să-l scoată. Arătându-i un braț ceva mai mare, că rugă-l i-a mai spus: smulge la cum pe acela. Nu poți singur. Du-te și mai cheamă pe cineva. Întorcându-te, se tânărul cu încă doi flăcăi au tras de pom și cu multă greutate au reușit în sfârșit să-l scoată. Acum scoate bradul falnic de acolo. Părinte, dar acela este un copac mare și bătrân. Nu am putea să-l scoatem niciodată, chiar dacă am fi și 100 de oameni. Acum vezi, fiule, ai înțeles că șirele apucături din suflet sunt la fel. Orice vii, la început inofensivă și fără mare importanță, dar cu timpul ea prinde rădăcini, crește și pune stăpânire din ce în ce mai mult pe sufletul tău. Singur. Mai târziu vei avea nevoie de ajutor. Dar ferește-te să lași răul să se cuibărească adânc în suflet, ca atunci nimeni nu va putea să ți-l scoată. Nu am niciodată să-ți faci curățenie în suflet și în viață, coșmar mai târziu va fi cu mult mai greu. Bravo. Felicitări, Antonio.
suntem ca și o floare pe care o țineți într-un ghid veci. Trebuie să aveți grijă de noi. Să ne creșteți. Că dacă nu, ne vom ofili și vom dispărea. Sent.
fiecare paragraf. Consider niște nefericiți practic
partidului este politica adevărului. Odată intrat acolo, nimeni și nimic nu se mai poate opune adevărului. Asta a cert tuturor partidelor. Că mâine, poi mâine, în Giurgiu, poate vine societatea civilă și reprezintă oamenii în țară. Și ceea ce văd eu aici, alianțe, une PPR, cu PSR, cu tare. Până la urmă o să facem o alianță cu PSD. Societății civile. Deci, e aiuritor. Noi trebuie să servim contribuabilul, cetățeanul și dreptatea. Nimic mai mult. Iar justiția probabil la jurnaliștii care atacă fără drept sau vom vedea că amândoi bănuiesc că o să căutăm dreptate și eu și
măcar să mă informeze cineva, să mă duc în toate departamentele de lucru unde s-au făcut aceste referate, unde se află aceste devize. Nu vă ascund faptul că la mine m-am dus și pe teren. Am făcut și poze. M-am dus, am analizat și practic schimbul de teren. No. Debe ser
o voce și mai puternică în afara Consiliului Local. O să vadă domnilea lor ce surpriză frumoasă o să le pregătesc. O să altă surpriză frumoasă
voi chema și peste o lună de zile și atunci o să fie mult mai bine și o să vorbim mult mai mult. Da. Rămâi acolo, te rog frumos. Miriam, te rog pentru că a doua melodie să ne
comentați faptul că state mai avansate ca România nu pun mare accent pe religie, dar nu duc mult mai bine ca noi. În schimb, ei promovează simțul civic. Materialismului. Depinde de fiecare ce își dorește. Dacă își dorește neapărat să ducă mai bine în detrimentul celuilalt, asta e cale. Europeanul. Ați văzut ce s-a întâmplat cu Anglia? Cum într-o săptămână și de la campionat și de hotărâre cu privire la subpunctele care nu erau în ordine. Da, se puteau face amendamente, dar asta probabil nu era de la PSD ne dându-se dreptul de a discuta și de a amenda, ci PSD-ul bănuiesc a preferat societatea românească în Givraj. Explicați-le și ce înseamnă Givraj. Givraj este în gheață de aripi. Da, de bună rădată. Da. Gheață când treci. Da,
facem? Fiecare dintre noi trebuie să facă exact ceea ce știe să facă. Și am vrut să mut munții din loc. Dar trebuie să am un început. Și mă rezum la faptul că dacă acum pot să schimb doar o bordură în fața casei mele, o să schimb. Domnule, dar o schimb pe aia, da? Și pe urmă mă duc și la mai devreme este vorba de educație. Pentru că exact cum spunea și Antonio, un ghiveci, dacă nu este udat, dacă nu este întreținut, dacă nu are lumină, nu poate înflori. Floare. Asta trebuie să facem și noi. Ca să... și când ai hrănit tu
local pe care îl aveți. Tinerilor, nu știu dacă pot să mă exprim pe înțelesul lor, dar ar trebui ca ei însăși împreună cu părinții, cu dascăli, cu profesori, să le caute genialitatea fiecăruia dintre ei. Adică, unii sunt foarte sensibili,
fiecare în parte, sunt convins că vor accepta invitația în cadrul emisiunii noastre, pentru că este vorba de copii. Nu, nu pot să refuz copii, viitorul copil. Educação juvenil. Dragi copii, nu uitați. Educa